Data de 26 februarie marchează Ziua Internațională a Spunerii Basmelor. Potrivit specialiștilor, basmele și poveștile spuse copiilor încă de la vârste fragede au un rol foarte important în dezvoltarea viitorului adult. Basmele și poveștile contribuie la dezvoltarea vocabularului, a imaginației și a abilităților sociale, aducându-și aportul totodată la lărgirea orizontului cultural al viitorului adult. Cărțile pot schimba vieți, iar cele citite în copilărie au un mare impact asupra conturării personalității oricărui individ. Când citim o carte, de cele mai multe ori, trăsăturile personajului principal se răsfâng și asupra vieții noastre, făcându-ne mai pozitiv, mai încrezători în a trăi diverse experiențe. Potrivit specialiștilor, basmele și poveștile spuse copiilor încă de la o vârstă fragedă au un rol foarte important în dezvoltarea viitorului adult. Basmele și poveștile contribuie la dezvoltarea vocabularului, a imaginației și abilității sociale, aducându-și aportul totodată la lărgirea orizontului cultural al viitorului adult. Autorul Îndrăgitelor volume cu Erus încuraja părinții să le citească și să le spună cu povești copiilor, în modul acesta copiii putând fi familiarizați încă de timpuriu cu lectura. Să spunem un basm unui copil, de la poveștile fraților Grimm până la poveștile moderne, indiferent ce poveste alegem, această zi vizează eliberarea imaginației, atât a ascultătorului cât și a cititorului în egală măsură. Să însoțim încă o dată pe cei mici în lumea prinților și prințeselor, vrăjitoarelor rele și a zânelor bune, a dragonilor și a unicornilor. Să ne răsfățăm în lumea elfilor, a gnomilor, a animalelor vorbitoare și a plantelor magice. Relatează ziua Constanța.ro.